Vă spuneam că există noi negocieri, au fost acestea, au avut loc ieri la Istanbul între delegațiile ruse și ucrainiene. Și după mai bine de două săptămâni de discuții prin videoconferință, Rusia a făcut, iată, prima dată câteva concesii și a anunțat că își va reduce drastic operațiunile militare în zonele Kiev și Cernihiv. Partea rusă spune că acțiunea înseamnă doar oferirea încrederii pentru negocierile viitoare. Ucrainienii au venit și ei cu o serie de propuneri, 10 mai exact la număr. Pe listă s-ar număra declararea Ucrainei ca stat neutru, faptul că nu va adera la nicio alianță militară și nici nu va staționa baze militare străine, practic ceea ce își tot dorea Rusia de la începutul acestui conflict. Documentul urmează să fie înaintat către Moscova spre analiză și... În tot acest timp, bombardamentele totuși continuă în Ucraina. Ieri s-au înregistrat 9 morți și 28 de răniți într-un atac rus la Mykolaiv, conform unui nou bilanț al parchetului general.